O întrebare de pe buzele multora este, de ce oamenii vaccinați ajungă în spital cu forme medii sau severe de COVID-19? Una din posibilitățile sub investigație în momentul de față este că anumiți pacienți au fost fals declarați ca fiind vaccinați. Ori nu li s-a administrat niciodată serul, ori au primit placebo. Dar acest video nu este despre speculații. În acest video vom discuta motivele pentru care o persoană într-adevăr vaccinată, corespunzător cu ambele doze, ar putea dezvolta simptome severe de COVID-19. Primul scenariu, vaccinul nu a funcționat. Știm că niciun vaccin nu este 100% eficient, dar haideți să înțelegem și de ce. Sistemul nostru imunitar este de două tipuri: înnăscut și dobândit. Sistemul imunitar înnăscut răspunde rapid la anumite structuri moleculare din natură asociate cu un patogen, adică atacă orice îi se pare dubios. Cum ar fi proteina spike? Acest răspuns, în schimb, este non-specific și nu ne poate proteja de infecții recurente. Așa că se duce să ceară ajutor de la sistemul imunitar dobândit. Hei, sistemul imunitar dobândibos, am găsit proteina asta dubioasă, te bagi? Sistemul imunitar dobândit răspunde foarte lent când o vede prima dată, în vreo 2-3 săptămâni. Nu pentru că i-ar fi lene, dar pentru că are nevoie de timp să găsească sau să producă o celulă T care să recunoască proteina Spike. Odată găsită, celula T orchestrează un răspuns adecvat și roagă celulele B să producă anticorpi specifici proteinei Spike. Apoi, celulele T și B lasă în urmă multe clone de ale lor care să fie gata de atac dacă revine proteina Spike în organism. Acestea se numesc celule T și B de memorie. Vaccinurile anticovid trebuie mai întâi să intre într-o celulă ca să devină proteina Spike. Dacă sistemul imunitar înnăscut distruge vaccinul înainte ca acest să pătrundă într-o celulă, vaccinul nu va funcționa, pentru că proteina Spike nu va fi produsă. Mai este posibil ca la anumiți pacienți, celulele T și B de memorie să nu supraviețuiască sau să fie produse în număr mult prea mic ca să facă față. De asemenea, dacă tulpina de virus a suferit prea multe mutații în proteina Spike, celula T și anticorpul. Nu mai recunosc și trebuie din nou reluat procesul de a găsi celulele T și B potrivite. Celulele T se dezvoltă în timus, un organ situat în spatele inimii. Pe măsură ce trec anii, timusul nostru se atrofiază și ne bazăm pe repertoriu de celule T pe care l-am dobândit în timpul vieții, unde fiecare celulă T recunoaște o structură moleculară la întâmplare. Astfel, oamenii în vârstă care nu au ceva în repertoriu care să recunoască proteina spike nu vor putea produce o celulă T nouă. De aceea, la ei există un risc mult mai mare ca vaccinul să nu funcționeze. Niciun vaccin nu a fost vreodată 100% eficient, dar conform statisticilor britanicilor, cele anticovid au reușit să prevină peste 90% din spitalizări în populația vaccinată cu ambele doze. Din punct de vedere biologic, acestea ar fi motivele principale pentru care vaccinul administrat corect să nu funcționeze. Dar avem și al doilea scenariu. Vaccinul a funcționat, dar protecția s-a diminuat. Dacă trece suficient timp de la ultima întâlnire cu proteina Spike, sistemul imunitar își reduce rezervele de celule T și B și anticorpii dispare din sânge. Ceea ce este bine, dacă am rămâne cu toți anticorpii și celulele de la fiecare infecție, am explodat pentru că n-am avea unde să le punem. Și dacă ne întâlnim cu o tulpină de virus care mai are și mecanisme de eludare ale sistemului imunitar, până să răspundă celulele T și B rămase, virusul ar avea timp să ne cauzeze cel puțin simptome medii. Dar este posibil ca datorită acestor celule pe care totuși le mai avem în urma vaccinului să nu dezvoltăm forme severe. Mai avem și al treilea scenariu în care vaccinul nu a avut timp să funcționeze. Asta pentru că ne-am infectat cu virusul înainte ca sistemul imunitar dobândit să-și pregătească toate armele. Sper că aceste informații să fie utilă. Și dacă aveți alte întrebări legate de mecanismele biologice din spatele subiectului, vă aștept în secțiunea de comentarii. Dacă nu, vă aștept la o cafea cu organele mele. O zi frumoasă.